Bantuan dia lah sih. Ay, Dios. Salut. Vai, Charlie, bă. Deci în jurul orelor 9, astăzi, am fost anunțați că la domiciliul familiei Antal s-a declanșat un incendiu de proporții. Ne-am deplasat cu colegul de la serviciul local de urgență și pentru început am luat primele măsuri pentru decongestionarea materialelor din locuință. După care am anunțat pompierii din Focșani, au intervenit și pe această cale chiar le mulțumesc că au fost prompți și focul de o intensitate extraordinară a cuprins și restaurantul din imediat vecinătatea locuinței. Deci pe această cale aș dori ca toți cetățenii Comunii Golești să ia aminte despre s-au strâns, de fapt, într-un număr destul de mare aici, au văzut despre ce este vorba,
pe această cale le spun și doresc ca fiecare familie să-și întocmească câte o, cum se numește, să numesc astea, asigurări, da? Pentru ca, Doamne ferește, de o problemă de genul ăsta să putem să intervenim și să repare cele stricate. Mai ales pe raza Comunii Golești, vreau să vă spun că noaptea din vineri, la orele 12 și ceva, am avut un alt incendiu la familia Tudoran, la fel cu distrugeri extraordinar de mari. Deci nouă ne pare foarte rău, să sprijinim în continuare pe cele două familii cu transportul, materialul, rezultate din după acest incendiu și deci Dumnezeu să ne ajute să fim sănătoși și să ne ferească Dumnezeu de problemele astea de genul ăsta. Am văzut prima dată fum foarte mare și după aia flacără foarte mare, foarte mare. Mai cât până sus. Era foarte, foarte mare. A luat de la masardă, de la electrică, cred că. Așa bănuiesc ei. Așa. Noi, eu am auzit în grădină, când eram în grădină și am venit și am văzut că a luat foc. Și a venit pompieri și au stins flăcările. Partea de sus a luat foc, dinăuntru. Prima dată a ieșit un nor de fum, pe urmă a început să pârâie și deodată s-a extins flacăra la partea de sus a acoperișului. Cred că am în 5 minute tot acoperișul era în flăcări. Cei apropiați după aici au început să scoată lucrurile de jos, de la partier. Partea de sus, sigur, nu s-a salvat mai nimic. Nu se știe încă de la ce a început focul. Sus birouri, locuințe, da. În partea birourilor. Era proprietarul acolo până înăuntru. Nu a pățit nimic. Am vorbit puțin cu el, l-am încurajat, doar n-am apucat să-l întreb ce s-a întâmplat, dacă știe ceva, de unde a pornit focul. Deocamdată nu se știe decât atât. În jurul orelor 10:30, pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Focșani au intervenit cu 5 auto speciale de stingere cu apă și spumă, o auto scară de intervenție și salvare de la înălțim și un echipaj SMULP pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuință și anexele acesteia. Ajuns la fața locului, pompierii au observat că incendiul se manifesta pe o suprafață de circa 400 de metri pătrați, având mai multe focare. Paramedicii au acordat ajutor medical unei persoane de sex feminin care locuia în acest imobil și a solicitat acest lucru.